Poate să vedem acum pentru Capricorn, Wanda, care ar fi profilul săptămânii. Da, capricornii care sunt obișnuiți să vadă viața în alb și negru, acum au foarte multe culori la dispoziție. Jupiter nu le mai lasă acest lux de a vedea viața în monocolor și vine cu tot felul de propuneri către capricorni și cumva îi bulversează, pentru că Jupiter este o planetă a generozității, Jupiter este o planetă a expansiunii, a învățării, a cunoașterii înalte, a călătoriilor. Deci Jupiter, așa cum Uranus îi scoate pe Taur din zona de confort, Jupiter îi scoate din zona de confort pe Capricorni, cumva împingându-i în față, scoțându-i cumva în evidență prin diferite roluri cu care ei nu sunt neapărat familiari. Este posibil ca Jupiter să le propună capricornilor să devină niște învățători, niște profesori, niște modele pentru ceilalți, să le dea resurse interioare care să dovedească faptul că ei pot fi niște ființe luminoase, niște ființe expansive, niște ființe cu simțul umorului. Deci acest Jupiter timp de un an îi poate transforma aproape complet pe Capricorn și ar fi bine să se bucure de paleta aceasta extraordinară de exprimare pe care le va pune la dispoziție Jupiter. O să intre și Mercur în curând acolo, să fie expansiv, să fie comunicativ și să vadă că făcând aceste lucruri nu-și afirmă slăbiciunea, nu le scade din autoritate, ci din contră, câștigă și mai mult încrederea celorlalți. Da, este foarte interesant faptul că, având atâtea planete pe ascendent în semnul lor, capricornii devin foarte preocupați de propria persoană, nu că n-ar fi și în general, de propria realizare. Ei încep să întrevadă anumite posibilități, o anumită șansă pe care până acum nu au văzut-o, grație intrării planetei norocului în semnul lor, acum și conjunctă cu Soarele. Foarte interesante zilele astea pentru nativii Capricorn. S-ar putea ca ei să intuiască o zonă de mare interes, o zonă de mare succes pentru ei, o zonă în care pot deveni, fi autoritate. Vom vedea foarte mulți Capricorn, de exemplu, care sunt avansați în funcție, sau Capricorn care își fac propriile business-uri, Capricorn care își cumpără ceva de mare forță, Capricorn care își fac familie și așa mai departe. Deci, factorul de noroc vine cu un plus către ei destul de semnificativ. Este ca și când le intră norocul în casă, este ca și când le intră norocul în viață. Ei nu trebuie să se mai preocupe de sugestii ale Universului, ale destinului către ei, cam într-o zonă în care li se spune ce este bine să facă. Ei deja știu ce este bine să facă. Nu putem spune că nu muncesc în continuare, pentru că Saturn încă este în semnul lor și Pluton. Au și în destin tot felul de transformări. Într-adevăr, au fost și Capricorn care au avut de rezolvat lucruri care au ținut de bani, de sănătate, de casă și așa mai departe, lucruri serioase pe care au trebuit să le pună la punct, care au venit în forță și au fost rezolvate, dar cu factor de reușită. Acum intră Marte în casa 12-a pentru nativii Capricorn. Deci ce a fost acum pentru săgetători, atât cum este pentru Capricorn. Deci mare atenție cu cine se ceartă, pe cine provoacă nativii Capricorn, ce dușmănii se activează, cât de corect sau incorect sunt. Deci trebuie să fie foarte atenți în această perioadă, să nu deregleze anumite energii în destinul anumitor persoane cu care interacționează. Ei trebuie să rămână buni, pozitivi, concentrați pe ceea ce au de făcut, pentru că Capricornii au foarte multe lucruri de făcut în perioada imediat următoare. Au o relație foarte specială și spirituală cu vecinii, cu prietenii, cu frații, cu rudele. Nativii Capricorn sunt într-un soi de menghină cu toate persoanele pe care le-am enumerat. Se bucură de o casă, de un domiciliu aproape vindecător cu Chiron pe casa a patra, adică majoritatea Capricornilor sunt foarte satisfăcuți de locuința lor în această perioadă, sau fac în așa fel încât acolo să se simtă practic ca și vindecați. Și pe zona de creativitate, majoritatea Capricornilor își doresc să aibă tot felul de activități din acestea creative, nonconformiste, în care ei să iasă în evidență. Au un soi de notorietate în această perioadă nativii Capricorn și chiar am spus, ei vor fi resuscitați, practic, să te rog, Vanda, să mai adăugăm câte ceva pentru ei, vor fi resuscitați, deci mulți Capricorn care cresc în funcție, care poate chiar ajung în funcții de conducere. Acum, cu Jupiter în Capricorn, vom vedea mulți Capricorn care călătoresc foarte mult, cărora factorul de noroc devine din călătorii. Apreciați de șefi,
de persoane influente, Capricorn cărora se fac tot felul de propuneri din partea unor persoane influente și mare, mare perspectivă este de urmărit în ce țări pleacă, pentru că aceste țări le vor purta mare noroc. Într-adevăr, ei trebuie să se rupă cumva din rădăcină și să facă toate aceste lucruri fără să le fie teamă, în primul rând, pentru că le poate apărea această teamă. Mai avem încă nodul sud într-o quadratură cu Chiron. Poate să fie teama aceea că au mai încercat și în alte momente să facă anumite lucruri și nu a fost bine. Ei bine, trebuie să treacă de nodul sud, să-l depășească cu forța Soarelui și a lui Jupiter și să-și trăiască momentul, chiar să se bucure de moment. Deci toți capricornii care reușesc să se bucure de moment, reușesc practic să folosească toate resursele momentului într-un mod cât mai constructiv și vom vedea, așa cum ai spus și tu, capricornii confortabil cu rolul de părinte, cu rolul de cap de familie, care să vadă o bucurie în asta și nu o responsabilitate pe care o poartă. Da, concluzia este că sunt pe un făgaș foarte constructiv, fac lucruri mari, sunt importanți, sunt bine văzuți de către șef și oameni influenți și pot debuta în domenii în care de-a lungul timpului au demonstrat și au demonstrat seriozitatea și priceperea. Mergem mai departe să vedem pentru nativii vărsători cum